Un lucru util. Lulu, Binks, bună! Priviți ce tocmai am inventat! Ce? Unde arată? Ta-da! Este o cască pernă, un dispozitiv foarte util. Wow, ce tare! Dar pentru ce este? Poate fi folosită oriunde. Priviți, să vă arăt! Imaginați-vă că dormiți profund și un hoț viclean intră în casă. Și cine este hoțul? Ai dreptate, ne trebuie un hoț. Binks, tu vei fi hoțul. Haide, Binks nu poate fi hoțul. Ai dreptate, Lulu. Binks nu arată ca un hoț. Păi atunci... Ei bine? Da! Oscar, tu vei fi hoțul. În regulă, deci eu dorm profund și tu vrei să te furișezi și să mă lovești în cap. Da? Dar de ce? Pentru că ești un hoț viclean. Am înțeles. Atunci de ce stai acolo? Ești tipul rău. Mult mai bine. Acum tu ești hoțul și eu dorm. De ce dormi în picioare? Ai dreptate, Lulu. Totul ar trebui să fie realist. Așteaptă puțin, să începem din nou. Dar cum a intrat hoțul? O întrebare bună, Lulu. Oscar, cum a intrat? Păi, tu m-ai adus aici? Nu, nu tu, Oscar. Cum a intrat hoțul Oscar aici? Am deschis ușa și am intrat. Nu, hoții intră pe fereastră. Am văzut asta în filme. Așa este, pe fereastră. Haide, du-te și intră pe fereastră. Hai să ne prefacem că eu am intrat deja pe fereastră. Nu, totul trebuie să fie foarte realist. Ce fel de hoț se urcă pe fereastră așa? Privește! E ușor! Wow, mult mai bine! Acum ești un hoț, te urci pe fereastră în timp ce eu dorm. Ce urmează? Lovește-mă! Stai, ce? Lovește-mă cu ciocanul în cap. Care ciocan? Atenție, hoțul și-a pierdut ciocanul. Este acolo. Foarte bine, am găsit ciocanul. Să începem din nou. Eu dorm și Oscar, tu urci pe fereastră. Nu, nu cred că pot să fac asta. De ce trebuie să te lovesc? Nu e în regulă. Dacă era o luptă dreaptă, poate. Ești un hoț. Asta fac hoții. Le place să atace. Nu știu ce să zic. Ce ar fi dacă m-ai atacat tu primul? Bine, Binks, pune-ți casca și eu îl atac pe Oscar. Nu este periculos? Nu, ăsta e scopul. Casca ar trebui să te protejeze. Dar de ce doarme Binks după amiaza? Nu doarme niciodată la ora asta. Da, ai dreptate, Lulu. Trebuie să fie întuneric. Hai să tragem jaluzelele. Nu pot vedea nimic. Binks, întinde-te și prefă-te că dormi. Oscar, ieși pe fereastră, apoi intră din nou și du-te la Binks. Îl voi ataca pe Oscar și tu îl vei lovi în cap. Ai înțeles? Piciorul meu!
întâmplă aici? O cască pernă! E un lucru foarte util! Oh, 3 zile fără să ne uităm la desene! Binks, Lulu, uitați-vă la asta! Este noua mea invenție! Lăsați-mă să vă arăt cum funcționează! Nu! No!